Bună ziua, dragi prieteni! Mă bucur din nou să vă salut și astăzi vreau să vă vorbesc din Cuvântul lui Dumnezeu, din Sfânta Biblie. Este foarte important ca noi să avem credință în Dumnezeu, să ne rugăm lui Dumnezeu în fiecare zi, să-i aducem la picioarele lui toate problemele, toate nevoile noastre și Dumnezeu ne va răspunde. Dar ce să facem în cazurile alea când Dumnezeu nu răspunde? Când noi ne rugăm și parcă simțim că rugăciunile noastre nu se ridică mai departe decât tavan. Deci, nu avem nicio credință. Deci, ne simțim proști, parcă vorbim cu noi înșine. Ce să facem în momentele astea? Când rugăciunile noastre nu sunt ascultate, nu sunt răspunse. Ce să facem? Și unde să găsim răspunsurile? Astăzi vă citesc de la cartea 1 Samuel, capitolul 28, versetele 4, 5, 6 și 7, care ne arată istoria lui Saul, proroc care a fost respins de Dumnezeu și care s-a rugat lui Dumnezeu, dar n-a primit răspuns. Și ce a făcut și dacă a fost bine sau rău. Prin exemplul lui n-aș putea să ne învățăm și în viața noastră. Deci, 1 Samuel 28, de la 4 până la 7. Filistenii s-au strâns și au venit de au tăbărât la Sunem. Saul a strâns tot Israelul și a tăbărât la Gilboa. La vederea taberei filistenilor, Saul a fost cuprins de frică și un tremur puternic i-a apucat inima. Saul l-a întrebat pe Domnul și Domnul nu i-a răspuns. Nici prin vise, nici prin urim, nici prin proroci. Atunci Saul le-a zis slujitorilor lui: căutați-mă femeie care să cheme morții ca să mă duc să o întreb. Slujitorii lui i-au zis: iată că în Endor este o femeie care cheamă morții. Amin. E o istorie interesantă pentru că Saul este un împărat, este cel care conduce oastea și se află în fața unei probleme, deci este vrăjmașii lui în fața lui și nu știe ce să facă. Și ca și orice om în anumite probleme începe să-l caute pe Dumnezeu, să strige către Dumnezeu. Culmea lucrurilor că în toată viața lui noi vedem că el nu prea asculta de Dumnezeu. Nu prea a fost ascultător, din cauza aceasta și Dumnezeu l-a respins. Dar când ajung probleme, el începe să caute pe Dumnezeu. Și noi vedem că aici scrie foarte clar că Dumnezeu nu i-a răspuns nici în vis, nici în urim, nici prin proroci. Deci, acestea trei au fost trei feluri prin care Dumnezeu răspândea în Vechiul Testament. Și Dumnezeu nu i-a răspuns. Când Dumnezeu nu a răspuns, ce se face? Saul s-a întors către vrăjitoare, ce era strict interzis în Vechiul Testament. Dumnezeu a poruncit ca toate vrăjitoarele să fie ucise cu pietre. Și fiecare om care se adresează la vrăjitoare, la fel să fie ucis cu pietre. Deci Dumnezeu urăște vrăjitoria și nu răspunde prin vrăjitori. Ascultați-mă, când noi ne rugăm la Dumnezeu, Dumnezeu ne va răspunde cu trei feluri de răspunsuri. Unul s-ar putea să fie răspuns da și răspuns pozitiv. Altul s-ar putea să fie răspuns nu și răspuns negativ. Și a treilea s-ar putea să fie răspuns așteaptă. Ce înseamnă răspuns neutru. Când noi ne rugăm și Dumnezeu nu răspunde, practic este răspunsul lui deja, așteaptă. Prin tăcerea lui, Dumnezeu ne încearcă dacă noi vom insista să căutăm fața lui, așa cum ne învață Biblia. Noul Testament, Domnul Iisus Hristos învață: cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Dacă veți cere în continuare, dacă veți căuta în continuare, dacă veți bate în continuare. Deci Dumnezeu ne învață că noi nu doar cerem: Doamne, dă-mi și atât. Nu, nu. Uneori Dumnezeu răspunde deodată, dar uneori ne încearcă. Dacă noi vom continua să căutăm voia Lui.
Dragi prieteni, astăzi vă încurajez ca voi să căutați fața lui Dumnezeu. Astăzi vă încurajez ca voi să citiți Biblia și să găsiți răspunsurile în cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă întoarceți fața către vrăjitori. Nu vă întoarceți fața către goroscopi, către anumite lucruri care nu-i plac lui Dumnezeu. Întoarceți-vă fața către cuvântul lui. Și Dumnezeu aici va găsi răspuns pentru dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu dumneavoastră. Amin.